Salut, lupilor! Ia mai băgați în comentarii hashtag sunt lup, că n-am mai văzut și cred că haita nu mai există, ce naiba se întâmplă. Scrie și voi acolo. Dacă vreți, nu vă oblig. Dacă nu vă place cum jucăm în ultimul timp, puteți să părăsiți haita. Asta e. Reveniți voi când jucăm și noi bine iar. Nu știu cum o să fie acest gest apreciat, dar suntem calificați. Așa cum simulez și ultimele două meciuri din grupă. Pentru că n-are rost să fac un episod în plus cu meciurile astea două, pentru că n-are rost, sincer. Nu sunt spectaculoase. Poate joc cu Milan dacă fac 10 puncte și nu-i pierdem meciul ăsta. Dacă nu-i câștigăm meciul ăsta, nu o să joc nici cu Milan. Nu prea pare să-l pierdem. Am câștigat dublă Rashford, gol Havertz și gol Vinicius. Interesant. Și simulăm și cu Milan. N-au ce să ne facă. Poate ne bat, dar nu prea contează asta când am jucat eu. Oricum rămân pe locul 2. Nu cred că putem să ajutăm pe nimeni dacă îi batem, dar Vinicius descrie scorul. Și ce se mai întâmplă? Nimic. Vinicius cred că face 4 goluri. Intră Felix în locul Rashford, Lozano și 2-0. S-a accidentat Upamecano, sper că nu grav. Și meci în Champions League cu Napoli. Nu-mi place că a venit așa. Nu am fundaș. Nu știu ce o să fac. Sunt curios ce echipă mai are Napoli. Asta e, trebuie să jucăm cu Cody. Nu am ce să fac. Dar de când așteptam să mai joc și eu un meci? Hai să mergem, să jucăm cu Napoli. Ieșim în deplasare. Cred că e bine că jucăm în deplasare primul turul. 2021, 10 februarie, dată istorică, să țineți minte. Începe meciul, destul de interesant o să fie meciul ăsta. Milik în formă, îl lauși pe Ndombele, care e super jucător, cu Koulibaly, care n-a venit la noi. Tchouaméni, care și ăsta cred că a evoluat. O echipă bună. Sper doar să îi batem. Și Cody nu începe foarte bine, sincer, și luăm gol din cauza lui. Vinicius și Rashford. N-ai voie să ratezi Rashford, dar Silesson. Mamă, și te-ai purtat bun. Băi, dar și-au făcut ăștia echipă. Nu, Johnny, nu fi prost. Bine, De Gea. Ne-au dominat complet ăștia de la Napoli. Nu știu ce să fac. Bine, De Gea. Havertz, hai Rashford, că poți. Ai viteză. Rashford! 1 la 1. Ce gol important înscriem. Let's go! Contraatacul ne definește încă o dată. Havertz recuperează repede. Hai să vedem dacă îi batem așa. Îi batem. Întoarcem scorul în câteva minute. Lozano! El Chaki! Ce gol frumos! Meciul se relansează. 2 la 1 pentru Wolverhampton și golurile astea sunt foarte importante. Putem să facem și 2-2 și ne ajută extrem de mult în rături. Ce frumos! A contat mult recuperarea lui Havertz, cred, pasă genială lui Rashford, dar apoi apărarea din nou, nu știu ce se întâmplă. Și gata, n-ar mai trebui să-mi fie așa frig acum. 3 goluri pentru Lozano în Champions League. Sunt curios câte are Rashford, cred că 7-8. Vinicius! N-a trecut. Au ei încă o ocazie? Nu mai au. A terminat prima repriză. 2 la 1, meci frumos, meci greu totuși. Iată că în sfârșit avem un adversar pe măsură. Banii frumoși al lui Napoli. Hai să vedem repriza a doua. Oricum golul a venit pe fondul unei greșeli în apărare. Vinicius! Bară! Îmi pare rău când acuta în finez, nu am putut abține. Chiar îmi pare rău. Măcar n-a pedepsit jocul. Rashford din prima! Ce gol! Și asta n-a mai fost al finez, cred că a văzut toată lumea. Incredibil! Ce gol înscrie Rashford! O să-l țină minte toată viața golul ăsta. El și portarul. Execuție maestoasă. Pasă greșită, Vinicius recuperează, nemarcat și din prima. Hai să vedem câte goluri are.
A dat două azi. 8 goluri în Champions League. Oare e golgeter Rashford? Cineva să-l oprească. Vinicius, frumos! Frumos! Frumos, Vinicius! 4 la 1. Deja îmi pare rău să-mi scriu, dar n-am ce să fac. Te înclină în fața voastră, Vinicius. Arătați-i dragostea voastră de fani adevărați. Deți în comentarii lor Vinicius. Este în acest contraatac al lor care pare interesant. Mamă, de ce e Cody aici? Au și-a dat ceilalți doi. Cody, trebuie nu face penalti. De Gea, cu greu a prins. În doi timpi. Molina, poate dă gol la faza asta și mai au ocazie, mai au o șansă în retur. Sper să nu dea gol. Bine, Ricardo. Rashford, da, cerut-o. Să vedem dacă îl face. Koulibaly. Am văzut că Bagătic mi-a încercat să-i pasez lui Havertz și Havertz și-a dat seama și ne mulțumește. Trebuie să iasă Neves și 87 overall și încă nu are stan. De ce e bugul ăsta? De ce omul ăla e chel? Rai Cody? Nu, ăla e Tonali, că acum l-am băgat. De ce Tonali e chel? Ce bug e ăsta? Ei, Tonali. Tonali, n-ai fost niciodată așa, ce se întâmplă? Îi spuneți voi dacă l-ați văzut pe Tonali în halul ăla cu freza aia. Ce e bugul ăsta, frate? Foarte frumos că pe Zoom nu arată că Tonali n-are păr. Foarte frumos ei. Ascultați, uite, Iota e la Napoli și vrea să ne elimine. Se pare că și el a jucat în Champions League în același sezon cu noi, dar... Separat. Havertz. Înscrie și el înainte să iasă. Credeam că a pierdut totul când i-au luat mingea atunci, dar a sărit-o la el. Da, n-avea când să facă schimbările. Și Iota a intrat neputincios în acest meci la scorul de 4-1 și s-a făcut și 5-1 între timp. Iota, hai să-l vedem. Concentrează bine, dar descurcă Johnny. Și asta a fost 5 la 1 în tur. Nici nu știu ce se mai poate întâmpla. I-am dominat clar, sincer. O să opresc episodul aici. E da, like dacă v-a plăcut. Cred că returul cu Napoli o să-l simulez. Cred că e de înțeles de ce n-am de ce să-l joc și chiar nu mai vreau așa multe episoade la care ăsta. Cred că am trecut de pragul de 30 și nu știu exact ce episod e ăsta. Maxim 35 a trebuit să fie. Prea mult, sincer. M-am plictisit și eu într-un fel, trebuie să înțelegeți. Da. Like dacă v-a plăcut, nu uitați de clopoțel pentru că e foarte important. Subscribe dacă n-ați făcut încă și vă place ceea ce fac. Și să ne auzim cu bine. La revedere! Cu murlă.